Mai se mai întâmplă vreo minune zilele astea? Mai veniți cu vreo bombă pe transferul? Știu că s-au cam închis perioadele. Vă întreb. Păi, Coria, se va duce acolo Vulturar, da, și va găsi unul de culoare ortodox, african de sud, care să fie cel mai înalt, 1,90 m, peste 1,90 m, și să stea până nu găsește un african înalt, atacant. Și de ce nu luați un african și care știe cu mingea la mijloc? Că ăștia sunt talentați. Nu vreau la mijloc, am eu mai bun ca șut al meu, nu poate să fie nimeni. Da, știți ce vreau să vă întreb? De ce îl lăudați mereu pe șut și pe Olaru îl lăudați foarte puțin? Olaru nu mai are nevoie de laude. Pe șut îl laud cineva care nu e văzut, trebuie să-l zici ca să-l vadă. Olaru nu mai are nevoie de laude. Olaru îl vede toată lumea. Eu spun pe ăla care nu-l vedeți voi. Aha. Păi nu, că-l vedem. Cum să nu-l vezi pe șut? Ce suntem voi? Îl vedeți voi, dar nu-l vede Nea Iedi. Deci Vulturar aduce atacant de 1,90 m, da? Peste 1,90 m trebuie să aibă și să știe și cu Varza puțin. Înțeles.